мере на стабилизация лимита декомпостивного автомобиля ангажателов премьер-министра. Ce întrebarea asta o apărut că am scăpat-o din ordine de zi la vederea bugetului și a apărut de urgență că folosim limitele cele și trebuie să fie trecut prin Consiliu. Și este, aveți hotărârea Comisiei, este proiectul de decizie. Președintele Comisiei trebuie să-i dea citire. În cadrul comisiei ați discutat, poftim. La alocarea președintele comisiei. Președintele comisiei, cine? Eu sunt. Încă o dată, domnul președinte, spuneți întrebarea. Cu privire la alocarea, vezi proiectul de prima întrebare, decizia. Cu al... Se stabilește limita de combustibil pentru a... Luând în vedere activitatea de administrații publice locale, la Comisia pentru Buget și Finanțe s-a votat următoarele probleme. Limitele de combustibil. Vasca s-au redus limitele la unii mașini. Vasca s-a redus de la... Dă-i citire cât a stabilit, profesorii, șapțința. Scris este proiectul, deci s-a stabilit. De la cât, la cât, de asta voi știți și nu știm noi, adică de la unul. Dă-i citire cât a stabilit și apoi eu mă dau o explicație de la cât. Dar este cât... Doamna Natalia, vă spun, haideți să spunem ce am stabilit, dar domnul primarul să spună cât a fost, da? Bine, ce-i stabilit, nu trebuie să știești. Bine. Dacă vreți să-i spui ceva... Hai să-l întrebăm, de la cât m-a redus limitele... Ce a fost stabilit în cadrul trecut? Și în măsura care s-a redus anul acesta? La polițiști, 100 de litri au fost, 100 s-au lăsat. Aprovizionare, 200 de litri au fost, 200 s-au lăsat. La domnul Gâncă, 150 au fost, 100 s-au lăsat. La viceprimari, 200 au fost, 100 s-au lăsat. La centru Curaj, în legătură cu s-au retras aprovizionarea, 200 au fost, 100 s-au lăsat. Întrebări sunt tot de clar. Așa, la viceprimari n-a spus 150, s-a spus 150, s-a micșorat la 50, s-a adăugat 100 de litri la domnul Gâncă, că se ocupe proiecte. Așa văd reprezentanți la Curaj, din la toți ăștia care mi s-au redus, sunteți de acord cu reducerea asta, din nu vă se limitează lucrul și mai departe. Sau poate doriți încă mai tare să reduc. Ca și la Curaj. Poate e prea mult. Poate e prea mult. Deci e ironic. Dar cât au avut la Curaj? 200 s-a lăsat. Au fost 200. S-a lăsat 100. E ordine. Înseamnă că dacă tacă, înseamnă că e bine. Înseamnă bine. Domnul Ion. Da, domnul aceste limite o să fie acceptate cât de cât până la 1 iulie anul ăsta. Fiindcă vrem sau nu vrem, de la 1 iulie o să intre mai schimbări și de deștarni și așa mai așa, că ca lumea să înțeleagă. Da, când o să avem prima jumătate și o să avem ca o să ne arăte vinit. Vrem sau nu vrem. Cât și schimbări. Sunt întărit la comisii, membrii comisii să dăsau toți, ei nu dăi să mint, tot au votat pro, așa că mergem la ei. Așa că domnul președinte, vă rugăm. Se propune domnul Mălac, da, cu. Eu am întrebat în 150 de litri motorină dintr-o bici primare, adică 150 la 1 și 150 la 1, da? Da, da, da. Așa. Aici eu am o reacție. Cum scrie aici, iasă la mândouă. Sunt roarea. Eu vă spun un lucru, hai să vă dați voie să mă exprim. Dar aici nu-i corect scris. Părerea mea. Cât e 150? Nu. Președinte. E drept scris. 150 de litri pentru bici primare. 300 de litri, primare. Da? Da, aici scris 150. Pentru fiecare. Ce-a întrebat? La 150 la 150. Când ați scris comisia corect, dar au fost discutat în comisie. Membrii comisiei știu ce au votat. Eu nu sunt apar populist, dar vă spun un lucru. Noi am fost acești care, ca să mai economis în bani public, nu s-a răschit eu. Și am să aduce și-o dacă trebuie să mă. Vă spun care e situația. În sat Costești, au scăzut locuitorii cu vreo 3-4 mii, că sunteți plecați prin Anglia, prin Ucraina și prin Rusia, mai oameni au rămas cu 7-8 mii. Au crescut, domnul Pavalache, v-ați mai crescut, domnul Pavalache, două secunde eu vorbesc, domnul primar. Eu vă spun un lucru, când era Fiodor Pavlovici, Dumnezeu să-l ierte, îmi plac cu pervușcă, dacă ați vedeți minte, când și-i întrezea, să-l mergă. Era viața de acolo. Și vine și eu lucrau și eu de
ieri mi-au vedea prin 10 până la Codurași cu mine, nu știu, dar așa tot eu am ceva de o anumită energie. Mie îmi pare că aici 150 de litri la viceprimar, lasă-i supere, hai să-ți vorbele gânsat, eu îi spun, mai bine lasă-i spun eu. Aici eu s-o cu că trebuie dat o mașină la ambii și nu trebuie două mașini la amândoi. În primul rând, și amortizație, își... Dar știi ce înseamnă amortizație dacă... Dacă nu am înțeles, domn primar. Dar dacă nu vorbești proiect, băi, amortizație, nu vorbiți. Nu, dar nu întrerup. Dar nu vorbiți și nu sunteți proiect. Nu sunteți proiect și înseamnă amortizare. Domn primar, eu te apăr cu matale, măi, nu pe apă. Dar nu vorbești proiect de amortizare. Cu matale, vezi că mașinile ies două, bă, aproape nimic nu fac, îmi duc de acasă și înapoi, acasă și înapoi. Hai, eu știu mai bine să faci mare, eu mai bine dacă sunt întrebări aici, las fie o mașină aici de serviciu și mașina și ea se află în și inginerul și așa, v-ați grămădit aici, ați făcut 5 minute ca și ea cum era înainte cu Soiuzul, bă, aici, și întrebarea mea, v-ați suit 2, 3 și ați plecat, ați făcut întrebări. Ori pus o mașină acolo, a treia mașină, pus undeva, că este un garaj, este garaj la medicină, acolo unde este, și las șatele la Gatovnă, cum spune rusul. Când au trebuit urgent și eu mașină de rezervă, eu vă spun. Dar nu se plăm de noi cu mașina, nici eu fac și timp, am plecat acasă cu mașina, ori alt pat. Eu vă spun, sunt bătrânele care eu mă uit să duc și cu o cârjă, ținem cu o mână, ținem cârja și cu una sapă. Să duce să-i lucreze pe pământ și ala să dea și ele 150 de lei, fondul să ceară 110 pentru administrația publică locală, dar nu e vreo, ori vine schimb. Eu sunt categoric cu întrebă, aici nu am mașină, 150 pentru mașină și a treia mașină pusă la rezervă. Și a treia întrebare eu aici. S-o cu viața, voi nu vedeți, dar viața foarte complicată se rotățește. Noi să avem cât mai mult furturi. Și dacă eu nu vreau să mă fac la poliție ăștia mai mult, zic că eu sunt mare patriota lor, dar aici la poliție s-ar putea mai ales de urgență vreo 50 de litri, dacă au nevoie ca șanță de una cu bac plin. La mine la altă era un plin, că știu, nu la mine, dar mahala ești hoț, eu trebuie să-i sun, am trebuit să-i un aprezionat, să ne apere dreptul nostru. Și la poliție, dacă se poate, de aia de 50 de. Dar și nu sunt 50 de scoasă, nici cum așa, ajunge o mașină. Asta e părerea. Stimați consilieri, eu am așa o întrebare. Noi am votat cândva ca treia mașină care rămâne la primărie să rămâie pentru gospodăria comunală, și anume s-a vorbit cu Pintru Fiodor Ivanuci, să umple cu mașina aceea a primăriei. Domnule disjochei, să aduci aminte când i-ai spus într-o sâmbătă în piață față de toată lumea că nu am drept să umplu cu mașina primăriei sâmbătă și duminica? Păi deși ea, unii am umblat. Ia treaba. Dar nu rămână trei mașini și îmblă toată și sâmbăta și duminica și domn primar. Vreau să vă fac observații cu mașina primăriei, îmblă și fiica dumneavoastră și îmblă și cine dumneavoastră. Toți îmblă cu mașinile. Da, poate. De atâta eu sunt tot de acord cu 150 de litri de motorină, dar știți care e problema? Noi nu avem trei școli care erau la primărie și noi avem grijă și de ce trei școli. Și în top de un viceprimar pe o mașină și nu era probleme. Dar am avut școlile în dus. Și ne-am trei mașini, câte 150 de litri de motorină și tot așa. O singură mașină ajunge la viceprimar. Stimați consilieri, îmi pare că ați luat o lecție cam raz la cam tăzi. Punism pe loc go. Și s-o exprimați domnul Vasile bine și nu. Oricum, până la urmă, benzina asta, motorina asta o cere viceprimarul și primarul. Pentru și? Pentru a face niște realizări. Pe viitor. Dați să vedem în felul următor. O cerut 150, le dăm 150. Spii că o dare de seamă. Și am făcut eu cu 150 litri de motorină. Eu am spus domnul primar, dați-mi baza la foaie de parcurs. Unde acolo ați fi indicat. A fost la Chișinău după Băieștate. A fost la Chișinău după, nu știu mai și, nu știu după asta ea. Spârdura aceea pentru 150 litri de benzină, de parcă pe timpul când nu a mai fost cineva, nu s-o cheltuit cât a vrut benzină. Dacă se șeri 150 de litri de motorină, benzină pentru vici bani, vi se... Noi suntem pe drag să le dăm. Dar să vii cu rezultate, cu dări de seamă. A făcut aceea, a făcut asta, a făcut asta. S-a parcurs atâta kilometraj, în baza foilor de drum și așa mai departe. Fiindcă am discutat și cu domnul cu aprovizionare. Cu domnul Nicolae, da. Și el a spus lui nu îi ajung 200 de litri de motorină pe lună. Nu îi ajung.
Adică eu motivat, că trebuiește mai mult. Fix așa trebuie să fie și cu viceprimar. Toți trebuie să motivezi. Așa că eu vreau să fiu doar și ea. Dacă o șerut 150 de litri de motorină sau benzină, viceprimare sau centru curaj, nu degeaba am spus și am spus. Poate îi solicită mai mult sau mai puțin. Dacă o spus, o tăcut, înseamnă, eu sunt pentru așa că îi se dă și o dare de seamă, unde și cum să cheltuiesc banii ăștia. Și atât. O cerut 150 de lei. Eu sunt pentru așa că... Nu eu cerut. S-a stabilit, a fost 200, dar s-a stabilit de comisii. Nu a cerut vici primar. Eu repet încă o dată și am spus eu, până la urmă, ei trebuie să ceară, că au nevoie, sau nu aveți nevoie, poate nu aveți nevoie. Dacă nu aveți nevoie, să am trebuit să domnilor consilieri, asta principală întrebare, cred că e asupra mea. Eu n-am cerut nici 150 și nici 200, fără timpul de față. Ne-ați votat 200, 200 am cheltuit. Eu vreau să spun, nu sunteți șefii de grădiniță și de școli fără jos. În mașina asta a mie, ultima de m-am rămas clas cei mai răblăjite și vreți o fost. Trebuie să ca doamna Ana consilieră și n-am adus în trânsa. Hadem materiale, vă spun drept, la gârle, trebuie o leagă de ciment. 3-4 mașini, 3-4 saci de ciment îi punem, îi ducem la grădinița la gârle. Trebuie să aduc și 10 șfortan de la Ieloveni. M-am dus și am luat mașina mea. Și cu mașina mea am adus. Dacă... Care să... Șef de grădiniță și de școli. Poate nu observați asta. Domnul Vasile, nu m-am întrebat cu doamna Svetlana, soția ta, câte ori eu am adus acolo. Am adus și saci cu ciment și cu păgăresc și cu năsir. Aducem o mașină și o punem la Casa de Cultură. De acolo o punem la defile, dacă întrebați, mai ales Mihai Liban, cea că nu e așa. Nu defile așa pune 5-7 saci de păgăresc. Și ziduc. Mă țin și luăm, am eu Sprinter. Așa că cât ați îmi dați pășeia? Eu o dată și nu două ore mă duc. Nu mă trerupi! Nu mă trerupi! Eu dau cuvântul în ea! Dar cine ești, doamne, cine ești? Dar eu nici nu dau cuvântul. Doamna Sfântul! Ți-ai pierdut limita. Nu, ce spune tu la ea? Și strângi tu la mine. Dar nici nu dau cuvântul. Nu, dar ești, nu strângi. Cine are problemă ceva de o mașină la primărie? Cine a zis ceva? Dar eu am zis ceva de... Ce-ai rămas tu cu mașina și-i vechi? Dar la asta îți vă dau eu explicat. Pentru că eu sunt pe loc aici. El îmi răspunde pe întrebările gospodării. Dar ce ce ține de plecări? La trezorărie, la achiziții, cu Maria Petrovna, contabil la șefă. Mergi în aparat ăsta. Cei ce mergi cu actele de-a doua categorie, ca întrebarea principală, cum aș nu hotăresc eu. Dar cei ce mergi cu actele, Maria Petrovna, și zilnic, ca cu proiectele, când se ocupă cu actele, acum o mărți de 10 de ori pe zi, am de-i merge cu mașina, am pus mașina așa că de bine, de rău, leacă într-o stare mai bună, poate să margă la Chișinău. La toate instituțiile, că noi acum nu vorbim ce e aparat domnul Șandrovski Matali în postul Consiliu, când îmi place viceprimar și nu ați ați niciun proiect. Noi acum avem milioane. Și anul ăsta iarăși suntem în două proiecte foarte mari. Și aici este de îmblat, de dezbătut și nu de stat locul, cum a stat voi și n-ați văzut. N-ați făcut nimic și nu se vede, de urma voastră s-a văzut nimic. De bine direct cu două sau cu trei mașini, în momentul actual, în satul Costești, se vede și s-a făcut. Și o să facă. S-au adus investiții foarte mari, dar trebuie să îmblăm. Nu se știți cum ați văzut voi aici, v-ați făcut interesul voastră personal. Și ați vândut pe piloturi la 120.000, dar ținți în loc 4.000 jumătate. Sau la șeie, sau la șeie. Noi am vândut locurile cu 4.000 jumătate și frate. Noi am vândut cu fratele, vândut cu acolo, noi am vândut cu 120, cu aceeași comunitate, 4.500. Eu și tu le-ai făcut. Se lucrează în teritoriul sudet, să rezultate. Atitudinea voastră e foarte incorrectă. A ta personală și la 3 persoane. Dar nici nu o să vadă. Și nu o să margă. Cei ce vorbiți voi, nu o să fie, o să fie. Vrei îți place, ție, nu îți place, o să muncească oamenii înainte. Nimeni nu le vorbi să muncească. Nu vă ieși și spuneți de țăroare. Domnule! Deci, Vieslav Vodchis. Dați vreme, cine a fost până la proiectul? Care a fost? Ce-a furat?
Ce s-a dat partid? Nu frumos. Știu, familie tot cu el. Știm tot cu el. De ce? Motorina tot nu știu. Stimați consilier, deci nu doar loc frumos. N-am înțeles, fabrica de vină frumos. La viceprimarul avem la trezire, dar dați să facem progres. Până la 1 iulie întărem limitele care sunt, conform recomandării comisiei. La 1 iulie ne întoarcem la întrebarea dată. Mulțumim! Bună, domnul președinte, la scoatere este o societate de drepturi, al să fie un prunșmit primar, lumea grea este să două mașini să primă, să duc de două, trei, două, trei, o, trei, două, trei, acasă, duc contatul acasă, duc economist, duc așa, se ocupă cu primarul. Care vreți? Votați-le! Nu este transparent și în acest caz nu cunoaște lumea, dacă vedeți că din necunoaștere consilierii... Cunoști foarte bine, doamnă, mă tare cunoști și lucrul la școală. Domnul viceprimar a început să spună, dar eu sunt de acord cu ce a spus Sergiu, într-adevăr, poate o dată în 3 luni, ar fi bine să fie o mică dare de seamă, ce se face, pentru că noi mai venim la primărie, sunt o parte chiar care nu prea vin și chiar parte cunosc. Și eu propun să fie votat proiectul de decizie în actuala redacție. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Hai, domnul... Dați-mi mai avem de mult mai care e o oră de vreme la întrebare. Eu, ca membru Comisiei de Drept Administrației Publice, acolo am discutat în întrebări de ei, ca domnul președinte, accentuat totul este, au fost discutate, dar eu posibil mă uit și unii aici că la materiale care au fost acolo nu era pus polițiști, nu era impus. Acum eu... Stai, eu îți spun la comisie, de care materialul este de la comisie. Eu am scăpat două lucruri, nu știu, care i-am discutat, am vorbit, dar voi dați să ne spun. Eu posibil, de ce? Nu era pentru polițiști, acum îți spun că au fost 200, acum 100. La ce? La polițiști. Nu au fost 200, 100, au fost. 100, 100. Chestia că eu, deși spun lucrurile, s-au luat, s-au vorbit adică cu dumnealor. În primul rând, deși, pentru că după cum ați dat dare de seama care au făcut-o dumnealor, acolo ies că eu adus o sumă oarecare în bugetul primării. Atunci primești 100 de lei, 100 de lei, dacă bani pe care am puțin. Pentru că venitul au fost, dar îți primești că noi nu le răspundem cu acești monedi, spune mă așa. Și eu mă gândesc că pentru deci tot este un singur... Fac în business. În business, serios. Chestia că, în primul rând, eu s-o pot pentru... Eu cum s-o pot pentru ăla, de puțin. Deputați consilieri, calitate de membru a comisiei, cuvent vreau să spun ședințele comisiei deputați, puteți în libere și domnul Victor poate să apropie egală măsură ca și domnul primar. Știu. Vreau să spun că, într-adevăr, dar domnul primar nu-i influențat, dar noi am propus să micșorăm, am vrut să facem mai bine. Deoarece s-a economisit până la urmă 150. Domnul primar a insistat, n-a insistat pe mărirea lor. Deci pe micșorarea acestei limite, cu același succes, noi putem să anulăm toată limita de combustibil. Dar spuneți, vă rog, care vor fi cerințele față de acest personal a aparatului administrativ? Nu poate fi primarul stă la telefon în primărie și rezolvă problemele din sat. Fiți de acord cu întrebarea asta. Deci eu propun votarea în forma aceasta. Iar în 3 luni, chem într-adevăr să fie o mică dare de seamă, cum a propus doamna Natalia, ca să fie transparent cu toată societatea. Dar eu mă că de acum e momentul să tragem linia, imaginea acestei întrebări, dar întrebarea trebuie pusă în două moduri, în două feluri. Propunerea domnului Țurcanu, în actuala redacție care este, și propunerea domnului Povalache să fie pus. Adică toate limitele dumneavoastră fost de acord numai cu poziții, adică la unul dintre viceprimari să fie luată limita, așa? Și 50 de litri s-a dat. Să adăugăm la polițiști, 150 de litri. 150.
Da. Și restul rămâne actuala redacție. Domnul consilier, indiferent ce mă zice, mă ascultați pe mine, indiferent ce hotărâre de mărirea limitelor, nu-ți primi voi acum, mărirea nu o să mă, eu nu o să o execut și o scriu în lege. M-ați înțeles vorba? Eu nu le execut mărire. Micșorarea, da, dacă ne aduce surse financiare de mărit, atunci discutăm. M-ați înțeles? Cel ce vor să vorbește de micșorare, atunci e altă întrebare. Ca să fie puteți să luați. Dar de mărit, să țineți minte, de spune și 10 toane și 2 toane, eu nu vă le execut și nu dau voi, pentru că trebuie să avem acoperire financiară. Atât că nu este acoperirea financiară, nu vorbiți de mărit. Nu a apărut din vânt, trebuie bulez. Domnitor, gata. Gata, polemica, am terminat-o. Se propune să votăm pentru actuala redacție. Care e remarcă la actuala redacție. La actuala redacție e ce e scris, 150 de litri de benzină pentru viceprimar. Să n-a faie 300 de litri sau? Pentru viceprimar. Aici sunt 100 la 3 tare. Așa nu scrie. În actuala redacție așa e scris. Băi, nu scrieți, dar vă puneți acum voi în discuție, dar vă puneți 150 și 150 ați fi. Pune la Mișa, pune la vot, 150 pentru ambii primari, pune. Pune și două întrebări, câte 150 și 150? Două redacții trebuie să fie. Două redacții. Ce e pentru aceea? Ca la ambii mici primari să li se acorde 150 de litri de combustibil lunar, vă rog să vă fac. Fiecare să vă fac. M-am exprimat la ei. Am vorbit că genul de faptul ca la ambii exprimați să acordă 150 de litri de motor. Deci rezultate ați fi. Nu, băi, să vă rog ce mai ai. Hai cu ce-s la vot și gata, lăsă-mi. Domnule, hai, spune-mi aici. Nu știu ce-ți vreau întrebat. Care pierdă? Eu mai zic, domnule, la gata. Parcă vor și vorbesc să gănești la oameni. Ascultați, spuneți-o la vot, că o să ne întoarcem la întrebare. La comisie se votează, noi știu la ce votează. Bine, și votăm acum pentru faptul că la centru curaj să se acorde 100 de litri de motorină, 100 motorină specialistului în probleme de energie electrice, 200 specialiste pentru aprovizionare și 100 centru polițiști. 50, bă. S-au propus, adică și... S-a propus și... Gata! Hai, pune la mână! 100! Pune aparte la poliție să iară 150. 100, domnule! Păi au fost și propunere de 150. Bun! S-a propus! Dar votirea se puteți la parte. Pune fiecare în parte la urmă. Gata, îți băgăm fiecare aparte, dacă e... Nu cu centru curaj! Cine pentru ca să acord de 100 de litri, vă rog votați. Dar e ținut datul trimis. Poți mai din. Pentru aprovizionare 200. Și aici la cu polițiștii. Cine pentru ca să acorde 150 de litri? Adică două propuneri. 150. 150 la asta cum este. Pot cum este aici. Da, prima. Cine ca pentru poliție să acorde 100 de litri, vă rog votați. Numărați 100 de litri de benzină. De benzină, dar sigur că ești scris. Numărați votul. Nu ești mai departe, mai departe. Așa, așa. Trebuie să-ți dăi. Vă mulțumesc.